Pe treptele acestea din piatra albă dreaptă, tu sui pieziși înainte, iubitul meu Iisus, și numai urma albă ți-o văd din treaptă în treaptă, chemându-mă, urmează-m, curând ajungem sus. Când trebuie o jertfă, eu mă gândesc la tine, iubirea mea cerească, frumos și drag copil, și simt că tu ești prețul izbânzilor divine, și aștept să vin altarul să-l văd cerându-ți. Când gloatele sărmane tânjesc spre dezrobire și pentru o lor salvare se cere un preț amar, eu simt că tu ești prețul frumoasa mea iubire. Tu ai să arzi ca alții să ajungă în stări de har. Atunci și când veni va Hristos în strălucire cu răsplătirea celor ce-au ars cu El pe altar, răbdarea ta smerită, frumoasa mea iubire, va fi între ai Lui odoabe, un scump mărgăritar. Amin. Dar vreau să spun, frate, și am mărturisit și cu vocea de atunci în fața tuturor, nu vă temeți de moarte, pentru că în clipa aia, când trebuie să o ia, capeți puterea lui Ștefan, martirul sfânt, care în timp ce îl linșau cu pietre, el se văd cerul deschis, se bucura. Am trăit momentele astea mai multe rânduri. Să lași un semn pe unde treci când știi că nu mai vii în veci, ca cei ce duc solia ta să o poată mai ușor purta, să lași un umblet mai frumos cu crucea ta după Hristos, ca cei ce vin cu crucea lor să o poată duce mai ușor, să lași un fel mai înalt adus de a suferi pentru Iisus, ca cei ce ajung în anii grei să sufere frumos și ei. Și mă opresc aici, bine v-am găsit, din Complexul Național Muzeal Astra, într-o seară de 20 iunie, în care vă propunem o ediție specială dedicată lui Traian Dors, poetul mărturisitor, și am spus vă propunem pentru că această ediție specială n-ar putea fi realizată dacă alături de mine nu s-ar afla părintele Constantin Necula. Să rămână Hristos Doamne, înălțat! Adevărat să înălțați și să spunem că suntem în seara Rusalilor deja. N-avem niciun salut special pentru Rusalii decât Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Da, și ne-am regăsit, iată, dorindu-ne să realizăm această ediție specială pe care o dedicăm lui Traian Dors, pentru că într-o zi de dimineață, la 4 și ceva dimineața, într-o zi de 20 iunie anului 1989, Traian Dors a plecat la oastea cerească pe care a Domnului. O dorea de dintotdeauna, pentru că avem de-a face cu un destin misionar cu totul aparte. I-am spus, cred că este singurul poet la curțile cincizecimii românești, Traian Dors, și de la el încoace poezia creștină s-a schimbat foarte mult. Cred că este cel mai motivant dintre scriitorii de poezie creștină din România pentru toate generațiile care au urmat de la el încoace. Suntem într-un apus de soare al Rusalilor, ne pregătim pentru intrarea în prasnicul Treimii, Sfintei Treimi, și suntem la oaltă cu toți frații ostași care astăzi aici la Sibiu au adus prinosul lor de recunoștință pentru Părintele Iosif Trifa. De aceea ne-am și oprit în fața acestei școli din Apuseni, aceste școli în care, după tradiție, ar fi învățat Avram Iancu. Nu întâmplător și mulțumesc că ai îngăduit această locație pe care să o transmitem prin intermediul televiziunii Trinitas și pentru a le aduce aminte celor de acasă că România este alcătuită și din sate și din munți și din școli sătești, acolo unde s-au ascuțit de veacuri inteligențe, culturi, vocații și nu în ultimul rând acești mărturisitori de neam. Și au extras seva și de credință, într-un fel, și pentru a scrie. Este o încărcare, până la urmă, satul românesc, și noi suntem recunoscători că, iată, suntem primiți aici în Complexul Național Muzeal Astra pentru această ediție. Ne-am făcut un plan de dialog călătorind prin poezia lui Traian Dors, călătorind un pic prin viața lui, pentru că așa e frumos să pornim. Descoperim și cum s-a convertit Traian Dors și
misiunea sa la oastea Domnului și ce călătorie să le frumoasă spunem, să le spunem avea. Telespectatorilor noștri că de câteva zile am încercat să strângem tot ce se putea strânge, măcar în ediție nouă. Mulțumim fraților de la oastea că ne-au garnisit emisiunea cu aceste cărți. Suntem în fața 10% din cât a scris părintele, fratele Traian Dors, n-a greșit cu părintele nici cum. Părintele poeziei acestea creștine. Și până la urmă, la ce misiune a avut Traian Dors? Sunt, poate că n-ar fi rău să spunem acum că fără cântările lui, nici ceilalți n-ar avea ce cânta, pentru că eu în dese rânduri mă întâlnesc cu cei de la alte confesiuni decât ortodox și îmi spun, uite, cântarea noastră e așa, cânta și eu râd, pentru că le spun de astea din fratele Traian Dors. Păi da, fratele Traian Dors a fost ortodox, îi se miră așa ca și cum atunci ar afla din tâi. Mai fac ei câte o schimbare, așa, în loc de Maica Domnului, Mâna Domnului și în loc de Biserică Templu, dar sunt de iertat, pentru că e încercarea lor de a-și crea propria identitate. Și, dar eu le zic tot timpul că sunt niște hoțomani și Dumnezeu îi va prinde cu hoțomanie de poezie, ceea ce nu-i frumos. Și... dar rămâne, Traian Dors rămâne un dârz, pentru că numele lui înseamnă inclusiv această calitate de a rămâne dârz în fața intemperiilor istorice ale unei vremi cu totul și cu totul special. Apropo de schimbarea aceasta, mi-am amintit de momentul în care Traian Dors, nereușind să publice la noi în țară, a dat drepturile de publicare peste hotare Osana, și cei de acolo... era cea mai la îndemână, da, în vremea cei aceea. Cei de acolo au modificat anumite texte ale lui Traian. El a preferat săracul și așa, pentru că și-a dorit foarte mult să vadă lumina tiparului, parte din gândurile lui. Dar hai să o luăm cu începutul. O luăm. Noi ne putem duce până departe, dar să pornim cu început. Se naște la 14 decembrie în localitatea Mizieș, în județul Bihor, într-o familie... În 1914, pe 25 decembrie. 14 decembrie după mine, 25 decembrie. Așa. Suntem în preajma Crăciunului oricum și suntem în perioadă foarte grea. Trebuie să cunoști un pic zona, să ne uităm la an, 1914 la război. Tatăl său Constantin era deja, ajunge la un moment dat, chiar prizonier în timpul primului război mondial. Cred că din 1916 până în 1919 el este prizonier la ruși. Este trimis tocmai în Siberia ca prizonier. Vine când Traianuț avea deja 4 anișori. Numele Traian este un nume specific zonei ardelene, pentru că este intraductibil în limba maghiară. De altfel, micul Traian va și avea un conflict cu un maghiar cam irresponsabil care încearcă să-l înjunghie. Este un om, un copil cu o copilărie dificilă, un tată dificil. N-am prins să vorbesc cu fratele Traian, chiar mă gândeam în timp ce pregăteam emisiunea că poate erau potriviți frații mai în vârstă, din nefericire mulți dintre ei s-au stins. Dar am trăit în... e cam povestea aceea cu frunza de arțar căzută între petale de trandafir. Am trăit între petale de trandafir de mare calitate. Fie că e vorba de fratele Moise Velescu, un fost președinte al oastei Domnului, de o calitate excepțională, fratele Ghiță Precupescu, povestașul oastei, adică bunicul meu și al multora din oaste în foarte multe rânduri. Așa cum am avut onoarea, bucuria de a o cunoaște foarte bine pe fiica sa Florica, pe fiica fratelui Traian, așa o bucurie deosebită de femeie hotărâtă, se una tare mult cu tatăl sau așa, era dârză și hotărâtă și mi-a plăcut foarte mult că am cunoscut-o și pe sora Nina și pe ceilalți din familia lui și m-am bucurat de prietenia lor calmă, caldă. Ceva din fratele Traian trecuse deja la ei și era la ei. Ceea ce m-a bucurat, în schimb, foarte tare a fost că am cunoscut la viața mea oameni în vârstă, foarte apropiați mie, ca să nu spun că e vorba de bunica soției, care au trăit sub cultura aceasta a fratelui Traian și a oastei și oameni care știau să-l aprecieze și să-l iubească pentru ceea ce era el. Frate Traian, fiind un copil din Mizieș, a ajuns copil al lui Dumnezeu, așa, prin voia și prin, cum se spune, prin toată puterea lui Dumnezeu de a salva un suflet. Crește greu acasă, e copil sărac și multe din literatură, sărac și trist. Multă din literatura sa pentru copii are încărcătura aceasta de tristețe. Dar e o tristețe care nădăjduiește, este o tristețe dulce, așa. El dăruiește, într-un fel sau altul, astei Domnului, cuvintele acestea care înmoaie supărarea, diminutivele acestea care te fac să privești cu bucurie spre Dumnezeu. Crește și pe la 16 ani, în 1930, în 7 iunie, este premiat la examenul de încheiere a școlii, de preotul din sat. E interesant acest aspect pentru că el termină premiant și între premiile primite, tu ai acolo ascunsă vederii, nu? Corabia, dar o să o arăt. Corabia lui Noe, eu sigur, e una dintre ultimele ediții. A părintele Iosif Trifa. De-aia ne-am oprit aici, de fapt, în fața școlii acestea.
în care a învățat Avraam Iacob, pentru că părintele Iosif este el însuși un moț cu hotărâre, un moț foarte hotărât, un om care a păstorit în lumea moților, acolo la Certege, și s-a întors acolo rănindu-se adânc sufletește. Soția sa și copiii mor, o parte dintre ei mor din cauza unei boli nemiloase în vremea aceea. Rămâne văduv și este chemat de mitropolitul Nicolae Bălan la Sibiu să pună bazele acestei asociații oastea Domnului. Începe cu o ratare, ca să spunem așa. Constată că în ciuda chemării pe care o face anti-înjurătură, anti-fumat, anti-beție, nu prea se înghesuia oamenii. Târziu de tot, într-o noapte de revelion, îi vine ideea aceasta că România nu merge într-o direcție coerentă, corectă. Stă liniștit și ascult, se ruga pentru liturghia de a doua zi din 1 ianuarie și pe stradă hăuiau și țipau și se agitau oamenii și l-a înțeles că ceva nu e în regulă în comportamentul nostru și creează această oaste, sigur cu binecuvântarea mitropolitului Bălan, care n-avea să-i rămână prieten din nefericire până la sfârșit, dar a avut inspirația aceasta excepțională de a coborâ, de a duce textul Scripturii și al cântării în mijlocul oamenilor. Îi văd astăzi pe unii strâmbând din nasa cântările oaste, nu-i prima dată, că în parcursul istoriei au fost destule reacții de genul acesta. Ce n-au înțeles, cred eu, este această morfologie a creșterii, cântării și poeziei la oastea Domnului, de care fratele Traian s-a bucurat din plin. Una e să vorbești despre reriremuri și saltichie și construcții teologice în biserică, într-un colț acolo de stran, într-o academie, într-o aulă universitară, și alta e să vorbești la capătul câmpului, acolo unde până mai ieri înjurau și scuipau și se certau între ei oamenii, iar și pe câmp cântau vorba părintelui Iosif, numai despre Dumnezeu nu. Și cântarea aceasta populară a fost convertită, pusă pe alte versuri, de aceea multe din cântările voastre merg așa cântate și mai jersuit ca în Ardeal și mai oltenește, oricum ar fi ele, pentru că era muzica poporului pusă pe versuri duhovnicești. Eu am sute de mărturii și cunosc sute de mărturii, le-am auzit și de la oameni în toată firea care aveau spre 80-90 de ani până de curând, au trăit printre noi. Și spuneau cum le-a schimbat lor viața, cum dintr-o dată în câmpurile unde se înjura și se vorbea urât și oamenii au început să cânte despre Dumnezeu, mai întâi câte un tânăr, așa cum avea să fie Traian Dors, care primește cartea aceasta. O citește într-o noapte și a doua zi... Cum să-i spunem, nu neapărat convertirea, cât dorința de a-și schimba viața. Că până la urmă, tot ceea ce înseamnă biserică merge pe secundarul acesta al schimbării vieții. Fratele Traian în 8 iunie scrie deja o scrisoare către oastea Domnului, cere să fie primit în oastea, să primească foile și se și bucură că în foaia care apărea atunci la Sibiu, Lumina Satelor, îi apare numele trecut acolo. Da. Și începe să facă Domnului, o misiune care astăzi, cred eu, ne lipsește foarte mult. Sigur că acum avem iPhone, avem camere de luat vedere, avem mii de alte TikTok-uri, dar în vremea aceea, și cred că asta e adevărata misiune, se făcea om către om. Fratele Traian cere niște cărți care se desfăceau prin oastea Domnului, Biblie în primul rând. El învață limbajul poetic din Ceaslov și din Scriptură, de aia se și simte până în sfârșit că are noțiunea cântării din metaforelor în vorbele lui Dumnezeu. Și merge către satele de munte din zona aceea și începe să desfacă aceste cărți. Să ne înțelegem, poate astăzi par broșuri, în vremea aceea era o noutate, să nu uităm că suntem într-o România analfabetă. În care oamenii oricum nu cumpărau care, ca și cărți, acum, de fapt, nu mai facem pe rotunzi că nu suntem analfabeți, dar când ne apucăm să și scriem pe Facebook se vede foarte bine. Ei bine, în acest context, fratele Traian face un lucru care mie mi-a plăcut teribil. Mie mi se pare modelul cel mai fain de misiune. Când constată că oamenii nu știu citi, se pune acolo la intrarea în biserică, pe unde, și începe să le citească. Le citește Scriptura, le citește poezii. Constată că nu-i mai este de ajuns biblioteca, începe deja să eleze primele poezii, le trimite către părintele Iosif. Îți dai seama ce bucuros va fi fost părintele Iosif, că e un tânăr care se angrenează exact în misiune. Neînțeles de familie în toată perioada aceasta. În toată perioada aceasta este șicanat efectiv, el este și însurat foarte repede cu sora Maria, o femeie răstignită efectiv și jertfită, mai cu seamă că fratele Traian n-a prea dat pe acasă, o să discutăm noi despre lucrul acesta, în sensul că a fost foarte multă vreme arestat, de unde și tema noastră de mărturisitor. Total. Ultima mi-am notat eu undeva prin 82, mi se pare, sau 87 da, chiar. Da, nu, prin 82. Adică suntem în plină perioadă de... Ceea ce este important este că în septembrie este
în 34 septembrie este ajutat de un avocat, Pavel Malița, tatălui Mihai Malița, cu care avea să rămână foarte multă vreme prieten și cu care, din nefericire, în anumite situații avea să împartă și alergarea aceasta prin Temnițe. Și este înscris la o școală în Beiuș, tatăl său îl scoate de la școală. Era unicul fiu al familiei și tatăl că e admis la școală, Și apoi primește posibilitatea de a merge la liceu militar din Târgu Mureș, și acolo unde aveau să absolve alți câțiva oameni strașnici care în al doilea război mondial și după al doilea război mondial aveau să se vădească foarte importanță în literatura română. Ei bine, fratele Traian n-apucă să facă această școală pe care și-a dorit-o tot timpul. Eu știu de la foarte apropiații lui că și-a dorit enorm de mult să învețe. Aveam o discuție prin anii 95-96 la oaste, când eram tânăr preot și mergeam mult mai des la adunări. Foarte simpatic unul dintre frații noștri de mai în vârstă ne spunea nouă că școala nu-i tocmai bună așa și ne explica ea nouă. Și un alt frate în vârstă i-a explicat atunci că el a fost martor când s-a golit podul de cărți al fratelui Traian după moartea sa și au cărat cărți cu brațele și aveau o bibliotecă strașnică. Omul era un autodidact sau, dacă vrei, un teodidact, că versurile ne arată că e un teodidact, de fapt. Un profet care învăța foarte mult despre mersul lumii și mai cu seamă despre scriere. De curând a apărut o carte a unui frate din Moldova care ne povestește cum el însuși, încercând să scrie, s-a dus către fratele Traian și l-a rugat să-l învețe să scrie. Și fratele Traian a zis: poți să înveți să scrii citind. Și l-a pus să citească. El chiar scrie undeva că pentru a putea avea capacitatea aceasta de a scrie, trebuie să știi să poți să asuzi, să citești foarte mult, să asculți foarte mult și doar atunci se așează și scrisul, așa cum s-a așezat în viața. El face parte între puținii poeți care au scris și au trăit. Noi avem poeți care scriu despre iubiri care nu le vor împărtăși niciodată, avem filozofi care ne vorbesc despre eșichiere intelectuale pe care nu le ating niciodată. Traian Dors are această calitate fundamentală, din punctul meu de vedere, de a fi un om extrem de egal cu opera sa. Poet, fără îndoială, în cele mai sumbre momente ale vieții sale, el a rămas un ghiduș pe cuvinte, un înțelept, un luminos, un excepțional mărturisitor al Evangheliei lui Hristos, de o sobrietate, destinsă și o fragilitate plină de sens. Sunt frați mai de vârsta mea, așa, nu mai sunt tineri, care își aduc aminte în familiile lor când venea fratele Traian și stătea cu copiii, se juca cu ei, povestea cu ei. De altfel, multe din poeziile din Osana, revin la volumul acesta, că el a fost multă vreme în casele copiilor când nu aveau nimic altceva de citit. Deci omul acesta a făcut minunea aceasta de a uni oamenii în jurul cuvintele lui Dumnezeu, ca și în volumul acela despre Maica Domnului, Minune și Taină, care are o ediție aceasta mai mică, dar așa o ediție foarte, foarte mare. Adică pentru cei care mai au îndoiele asupra acestui om și asupra ortodoxiei lui, din punctul meu de vedere, cred că exagerează. Frumusețea vorbirii, atitudinea lui, fermitatea lui sunt absolut remarcabil. Și transformarea lui în comparație cu primii ani ai tinereții, când era permanent nervos, permanent supărat. Da, mâna bătea vitele cam des, se punea rău cu ceilalți. El spune la un moment dat că în istoria unei jertfe, volumele acestea, care sigur că noi avem la îndemână ultimile apariții, cele 4 volume, mi se pare că sunt cu totul. Da, sunt 4 acolo. 4 volume, sunt da. 4, mai în istoria unei jertfe, chiar către început, el povestește că ar fi fost un fecior de seamă în sat dacă ar fi băut horinc, ar fi horit și ar fi ucis. Adică atunci l-ar fi crezut toți că e un om de treabă. Tot aici ni se povestește și câteva amănunte din copilăria lui în care putea să nu mai fie în viață, nu calcă într-o coasă tăiată. Care au fost, sigur, nefericite atunci, dar în raport cu tot ce a petrecut în pușcărie, pare chiar joacă pentru copii. Trebuie să spunem că e chemat în 34 să se alăture muncii de aici, de la Sibiu. Zic de aici, de la Sibiu, pentru că, de fapt, sediul era în Sibiu, tipografia aceasta, mireasa vântului, care avea să fie și mărul discordiei cu mitropolitul Bălan, dar nu numai din acest motiv, era situată acolo unde este actuala tipografie a mitropoliei. În alt preasfințitul Laurențiu a donat oastea, adică a dat înapoi oastei ca monument de rezistență mireasa vântului, pe care eu am văzut-o tipărind. Am prins-o în anii 90, încă se mai tipărea cu tipar înalt, telegraf român încă se mai alegea cu cataligele acelea de tipograf. Îți spun emoția bătrânilor când au văzut tipografia la Casa Centrală a Oastei.
Deci nimeni niciodată nu va putea descrie modul în care au privit-o ca pe odorul părintului Iosif care se întorcea acasă. În 1935 apare primul volum la Golgota, urmează în 1935 al doilea volum pe drumul Crucii. Mi l-am notat doar așa din când în când în referatul nostru și în pregătirea noastră, doar pentru a putea să înțelegem cât de rapid scria. Unii ar zice că e un versificator. Există un volum pe care noi nu-l avem din nefericire, o antologie Traian Dors, face parte din colecția aceea mai albă cu toate poeziile lui, în care prefața este semnată de Zoe Dumitrescu Bușulenga. Ea atestă acolo că nu avem de-a face doar cu un versificator. Că nu e vorba doar să pui pe niște versuri ieftine. Sigur că nu avem profunzimile poeziei moderne în care ne înjurăm, ne scuipăm, ne pornografiem limba. Dar în Traian avem limba aceasta sinceră a țăranului ocrotit de învățătură. Este ceva din hieratismul acesta al cancelarii domnești de altă dată. El este cancelarul domnesc al oastei. Are calitatea aceasta de a scrie extrem de transparent în Hristos. Scrie foarte mult. La un moment dat, pe parcursul vieții, va preda lui Dumitrescu Snagov, va preda la un moment dat 10 volume legate ca să fie acreditate și spera și el să fie băgat în seamă de tot soiul de asociații din care ar fi putut să câștige o pâine. El nereușind să muncească foarte mult în multele, prea multele lui arestări. Într-un colț de colivie cânt atâta de frumos, deși oameni fără milă ochișorii ți-au scos. Din străfundul tău de suflet plâns, nestăpânit, frămânți, ei te ascultă și te admiră și te chinuie să cânți. Cântă, sfântă cântăreață, în durerile fierbinți, că-și frumosul cere jertfă și plăcutul suferinți. Azi și eu mă asemăn ție, că-și din veac e scris așa, plânsul unora e prețul bucuriei altora. Tu, cel care asculți cântarea unui suflet chinuit, nu uita ce preț de lacrimi pentru ea s-a dăruit. Mie mi se pare reprezentat codul de bare al volumelor de poezie a fratelui Traian și pentru aceea că, într-un fel sau altul, imediat din 38, cum intră un pic în ilegalitate oastea, se încearcă inclusiv arestarea și chinuirea reală a celor care rămăseseră foarte serioși și foarte sobri de partea oastei care a fost a părintelui Iosif Trifa. Sigur, știi că se rupe la un moment dat oastea. Se rupe și cum pleacă, sunt amăgiți să se descopere. Cu statutele oastei, că acolo a fost discuția cu coordonați de părintele Seca și un consilier al mitropolitului Bălan. Pentru că eu, citind documentele și fiind foarte atent la nuanțele din documente, constat că Nicolae Bălan s-ar fi dat oricând la o împăcare, deși căpost și unul și celălalt, gândește că s-a întâlnit orgolul unui mitropolit care a nașit tensiune cu încăpățânarea unui preot, unui moț. Multe scrisori în care cerea iertare părintele? Par fără semnificație în momentul în care doar o parte dintre ele au ajuns la ei. Asta este un aspect. Al doilea aspect al problemei este că dacă cercetăm la sfârșitul oamenilor din filmul acesta, cu ruperea de știu moartea părintului Secaș, n-am să o povestesc public, dar știu în ce condiții foarte grele a murit și în ce chip și-a cerut iertare și-a recunoscut vina sa, pentru că trebuie să spunem asta și anul 1991-92 au fost anii în care s-a ridicat catelețirea părintului Iosif și, din fericire pentru mine, am suficient de multe dovezi și date și momente trăite împreună cu un alt preasfințitul Serafim, cel care a purtat iertarea la mormântul părintelui Iosif și a cerut-o public în cadrul unei sfinte și dumnezeiești liturghii, făcând odată în plus ca părintele nu doar să fie iertat, ci și uite, să putem povesti despre el și să putem să ne bucurăm de tot ceea ce a însemnat mișcarea aceasta oastei în anii ulteriori, în anii 48 până în zilele noastre. Pentru că partea care a rezistat cu adevărat la tot ce a însemnat pogromul comunist împotriva spiritualității, și nu mă feresc să folosesc astfel de cuvinte, este susținut de partea aceasta de rezistență dinspre partea care a acceptat să fie cu părintele Iosif înfierată, dar credincioasă misiunii sale de oaste. E foarte interesant cum s-a dezvoltat drumul acesta. Cum atunci când nu mai avea nicio speranță, el a rânduit izbăvirea. Să n-am să uit niciodată. Și acum când am fost izbăvit, vreau să cânt, să cânt numai bucurie. Dacă mi-aduc aminte, trezesc că scaldă lacrimi. Cât a lucrat și cum a lucrat. Dumneavoastră, nici nu vă puteți imagina ce chinuri au fost în acei ani îngrozitori, în închisori.
Am fost o harfă plângătoare ce am prins în faptul unei sere pe amele strune începătoare să plâng lumeștile dureri. Dar într-o dulce primăvară, când codrii plini de mugurdeș, când pe cărări ninsese iară cu o albă floare de cireș, o mână s-a atins de strune și în taina liniștii din lungi un cântec a pornit să sumne cum nu cântasem până atunci. An mulți mi-am legănat într-una pe-al melodiei sfânte cău, când notă după notă struna cânta de-acum un cântec nou. Din clipa cea de mângâiere, în mai mulți spini am stat și apoi, dar n-am mai plâns de-a mea durere, nici de-ale lumii mari nevoi, ci în rugăciune și în cântare, cu inima și gândul sus, am scos din fermecata strună cântări și psalmi pentru Iisus. Și eu aș continua cu un citat din volumul acesta, Hristos, mărturia mea, a lui Traian Dors, ca să pășim în... a înțelege perioada lui de temniță, care a fost îndelungată de primăvara aceasta, care e interesant să numești primăvară, toată zdroaba asta între cum să zicem, pietrele temniței și vântul canalului. Dar ce zice, și voi citi și de aici, ce spune Traian Dors? Că starea aceea de harismă n-a experimentat-o decât în temnițele acestea și trăirile sale, mărturisirile sale de credință au fost cele mai puternice acolo, în momentul în care, cum spune el, dacă te gândești să renunți la viață și să-ți accepti moartea, în momentul acela devii mai puternic decât cei care te amenință cu pierderea vieții. Uite, trebuie să fac o mărturisire. Motivul pentru care părintului profesor Mircea Păcuraru, dintre toate cărțile care le-a citit, cele 4 volume, nu doar pentru că erau istorie, ci pentru mărturia asta, a ținut foarte mult părintele Păcuraru la cărțile lui Traian Dors. Și acum pășesc un pic în volumul acesta. Dintre toate necazurile la care ești supus într-o închisoare, suferința cea mai grea pe care o ai de suportat este aceea care îți vine din partea celor cu care ești pus să stai împreună și care sunt permanent lângă tine zi și noapte. Cei care ne chinuiau la anchetă sau la muncă sau de pe sală erau cu noi un timp mai scurt, oriceva mai lung. După aceea eram despărțiți ori noi de ei, ori ei de noi. Oricât de răi fuseseră, după ce rămâneam numai între cei cu care sufeream la fel, ne mai mângâiam unii pe alții și starea devenea mai ușoară. Găseam mângâiere, compătimire și chiar dragoste frățească unii la alții, iar asta ne întărea inima și ne ușura chinul tuturor. Nu vi se pare un pic intrigant faptul că ne-am retras aici de ploaie? Am zis că zicem totuși că ne-a prins ploaia. Suntem la etajul școlii, cum să spun. Suntem în școală, asta este școala. Suntem în școală și mai auzim și tunurile acestea care... Da, sunt de jur împrejurul nostru și nu și trebuie să uităm noi, că... cu puterea... Poate că e și un omagiu adus soldatului Traian Dors. El a făcut parte din teribilele unități militare între noiembrie 42 și martie 43, care au fost strânse în punga de moarte de la Cotul Donului. N-a vorbit foarte des de această experiență, dar există în cartea aceasta... Da, pe despre, care o să o prezentăm mai pe îndelete. Da, despre locurile dacă noastre vreți, sfinte. Dacă vreți, o dau dumneavoastră să vorbiți. Despre locurile noastre sfinte. Fratele Traian are aici zeci de poezii patriotice. Uite, când se mai întreabă dezmierdații politicieni ai României despre cum se predă patriotismul, cel mai bun manual de patriotism românesc e cartea asta. Locurile noastre sfinte și da. Ce frumoasă e poezia de început. Nu numai asta, cu eterne monumente, nu-s multe pe pământ, dar ce valoare sfântă au cele ce mai sunt. De ne-am aduce aminte. Privește aceste ziduri și troițe și ii și după atâtea veacuri par astăzi și mai vii. Să ne înțelegem, par versificări, dar e sufletul lui Traian aici. Ce bisericuțe zvelte cu tâmple pe cer ne sunt și vor rămâne comori ce în veci nu pierd. Lăcașe, cruci și semne sunt stâlpi nemuritori pe căile vieții spre vecii următori. Din taină și legendă, din piatră și izvor, grăiesc spre noi strămoșii și nemurirea lor, dar lacrima întristării ne șiruie tăcut, că nu suntem mai vrednici de-a lor măreți trecut. E lecția de bază a tot ceea ce mărturisește fratele Traian. El are regretul acesta că n-a fost mai viu. Să-ți spun, fratele Ghiță Precupescu îmi spunea deseori că unul dintre regretele lor după ce au ieșit din pușcărie, sigur că și-au iubit soțiile, copiii, au iubit biserica, au iubit toată misiunea lor ulterioară, dar ei ziceau că cei care au dat jertfa de preț acolo în temnițele comuniste sunt cei mai fericiți dintre fericiți. Poate că, uite, și în contextul acesta al readucerii aminte, să le spunem celor care citesc istoria țării doar la paginile care le convin să facă proiecte internaționale,
că în pușcările comuniste au fost și o serie de oameni care au intrat acolo în numele lui Iisus Hristos. Atât. Fratele Traian este arestat în 47 după ce de Crăciun își mărește prezența în spital și în penitenciar, în pușcăria de la Beiuș. Și acolo este arestat pentru că este acuzat că face propagandă religioasă. Suntem în 47 deja. Un jandarm călar îl duce de acasă la comisariatul din Beiuș. Un comisariat care avea să devină ani buni. Noi am fi vrut să filmăm acolo, dar distanța Sibiu-Beiuș este suficient de mare în ore, nu în kilometri. Se păstrează vechea clădirea securității din Beiuș, unde fratele Traian a trecut mai des decât a trecut la școală, din nefericire pentru noi. Se păstrează, în schimb, poate cea mai importantă clădire din viața fratelui Traian. Gara. Gara în care a învățat că nu te poți opri niciodată, că urci și treci și vii și aștepta prietenii și când nu mai reușea să-i aștepte, aștepta în capul satului și când n-a mai reușit să-i aștepte, aștepta la un gemuleț, atât de mic este și gemulețul de la casa lui de poet, și din când în când îi se bătea în geam cu degetul și fratele Costică Rotaru ne povestește lucrul acesta. E de muncit, nu da, de scris. Și da. De tot timpul e. Nu, dar și el ieșea totdeauna verificat dacă nu cumva este securist, dar uneori se spune și sunt multe mărturii când securiștii au stat cu spatele la casa lui Traian să-și poată face misiunea, dar mai mult decât atât, prietenul nostru, Romeo Petrășciuc, are mărturia comandantului securității din Beiuș, care s-a împrietenit absolut remarcabil cu fratele Traian și care a fost convertit realment la creștinism de către fratele Traian Dorz. Asta îmi amintește de volumul Mărturii și evocări din lagăre și închisori, da. Apropo de umanitatea aceasta unor gardieni, da. Unde la fel o femeie gardian dăruiește un cotor de măr uneia dintre femeile de acolo din închisoare care era însărcinată. Femeie care e liberată. De vitamină umană, nu de vitamină. Incredibil, exact. Care povestește ulterior, uite, că toată viața aia a mâncat mărul până la codiță, rămânându-i în amintire umanitatea unui gardian Adriana, de acolo. Poate că asta trebuiau să știe cei care au coordonat anul trecut tot ce a semnat criza anti-Covid. Că gesturile umane în situații de risc și de însingurare fac mai mult decât toată medicamentația și toate schemele importate din punct de vedere chimic pentru salvarea unor oameni, se salvează și ca suflet, nu doar ca trup. Să revenim la fratele Traian. În 47 își publică pe genunchii lui Iisus, poezii pentru copii, deci cred că astea o să-ți placă, nu știu dacă sunt în multele cărți care le avem la îndemână. Al 12-lea volum, Spre țara dragostei, observ că se schimbă un pic, nu mai este numai Golgota, în plânsul, e și țara dragostei și pe genunchii lui Iisus. El a arestat din nou înainte de anul nou al lui 48, petrece 17 ani în temnițele comuniste, cu foarte puține întrerupe, da. Pentru activitatea sa religioasă din oastea Domnului, scoasă în afara legii în timpul regimului comunist. Aici din 32 până în 47, numai un pic, trebuie să spunem asta, 15 ani de libertate, colaborează cu foarte multe gazete și reviste din țară. El era deja un condei cunoscut, era cunoscut. Da, voiam să mă leg apropo de cei 17 ani de temniță cu mici întreruperi, de culmea ironiei, când îi se spune că nu are vechime în muncă. Muncă, da, la sfârșit de tot, când, după ce păzise portar de CAP și ne avem un prieten, Vladimir Pustan, cel de la Beiuș, care a muncit la construcție de casă cu fratele Traian. Eu cunosc suficient de multe dosare ale de securitate, de urmărire ale fraților de la oaste și foarte puțini dintre ei și-au mai împlinit menirea lor inclusiv față de familie. Și sigur că acum noua lege, să spunem că cine dă ani înapoi copilor care n-au avut tații în mijlocul lor sau cât costă lipsa mângâierii unui tată la momentul greu al creșterii copilor lui. Asta nu o să știm niciodată și culmea este că în ciuda acestei legi foarte darnice altfel, unii sunt condamnați sub trei regimuri și continuă să fie condamnați și sub al patrulea, deși dreptul internațional ne spune o pedeapsă, nu, o greșeală, o pedeapsă. Nu poți condamna la nesfârșit niște oameni care și-au săvârșit în fața statului român, cum să-i spunem, culpa de a gândi altfel, de a trăi altfel decât o făceau ceilalți. Fratele Traian începe drumurile lui multe la Gherla. E eliberat din închisoare în vinerea mare a Paștilor, dar trebuie să meargă zilnic la siguranța din Beiuș. Ai observat că e în siguranța din Beiuș în 48. Este apoi trimis la Oradea, este iarăși arestat. Trebuie să spunem că odată cu moartea fratelui Ioan Marini în 2 februarie, mi se pare, în 47, el preia greutatea foii, scrie și scrie foarte bine. Nu sunt convins că sunt toate articolele semnate, sunt foarte multe, se simt că sunt ale lui.
creează tot felul de posibilități de a scrie, se împrietenește cu Tit Trifa, cu băiatul părintelui, și încearcă să scoate pe mai departe revista, dar revin și ca refuz al unei ideologizări oastei Domnului. Trebuie să spunem ferm că principala culpa părintelui Iosif nu este nici mireasa vântului, nici neascultarea la episcop, ci faptul că nu a aliniat oastea Domnului la o gândire ce se voia în cea vreme aceea să dea mai mulți martiri. Refuzul acesta l-a costat viața. Cum pe frații Ostașii a costat foarte mult după aceea. Momentul cheie este în 50, când este iarăși încarcerat a treia oară la Beiuș, apoi la Oradea, este eliberat în noiembrie. În 52 este arestat în ziua de Crăciun și dus la securitatea din Deva. În 53, pe 2 martie, este dus la Ghencea, la Temniță, apoi la colonia de muncă de la Popești, la Ordeni, să-i dea sănătate Dumnezeu Părintelui Patriarh, a gândit o mănăstire acolo pe... Noi nu știm încă tot ce au suferit oamenii ăștia acolo, în colonia aceea de muncă. Iar în 2 noiembrie a fost trimis la penitenciarul din Caransebeș. Acolo, nu întâmplător, am cunoscut un credincios, un pastor unitarian, care a fost, chiar în anii 96-97, l-a cunoscut foarte bine pe fratele Traian la Caransebeș, în penitenciar, și ne povestea că până și gardienii stăteau, cam cum stau acum Mihai, pe pragul filmării noastre, colegul nostru, și stătea liniștit și ce gardienii stăteau, stingeau țigările și l-ascultau cum vorbește. Avea harisma aceasta care... Eu am ascultat zeci de înregistrări și i-am simțit pe frații bătrâni. Pe frații bătrâni, mai ales la Comănești, era unul dintre frații care mie mi-a plăcut foarte mult, fratele Aurică, se apropia foarte mult de modul de a gândi al fratele Traian. O libertate gingașă de a rosti cu căldură cuvintele lui Dumnezeu. Ei, aici putem să facem o paranteză și să spunem cum... a compus el poezie în închisoare și cum compunea poezie strofă cu strofă, memora o strofă, prima și a doua, treia. Toți din oastea Domnului acolo și-au exersat o grămadă de lucruri. Trebuie să spun că fratele Ghiță Precopescu, pe care l-am pomenit foarte des și care e bunicul meu la oaste, să-i spunem, duhovnicește, fratele Ghiță îmi povestea că el era profesor de, adică se pregătea să fie profesor de franceză mai bun, dar el zice că toată franceza reală învățată a învățat-o în temniță. Sper că nu mai e nevoie, ca să revenim la o limbă franceză și la o limbă de cultură, să fim nevoie de întemnițare. Dar zice Traian Dorz la un moment dat într-o înregistrare că nu se știe Dumnezeu cum așează lucrurile ca să fie nevoie prin metode grele să mărturisești credința. El avea pregătită tot timpul o valiză la intrarea în cameră. De la el am învățat și eu să-mi pregătesc valiza tot timpul să fie gata, pentru că sunt convins că răutățile nu se sting în oameni decât dacă oamenii își schimbă viețile. Ori ce constatăm acum este că ne întoarcem la un fel de stalinizare a gândirii și de foarte periculoasă din punctul meu de vedere, adică momentul în care ești condamnat doar pentru că nu spui ce spun ceilalți, intrăm într-un fel de vertij. Sigur că sunt mai complicate momentele acestea decât cele de atunci, dar hai să spunem că în 54, în 2 iulie, este eliberat, are domiciliu forțat în comuna Dropia din Bărăgan. În 56, în primăvară, se agrazează boala de inimă și reumatismul, pentru care în alte rânduri mai suportase suficient de multe, și preia paza, subliniez, paza de câmp a gostatului de la Ciulnița. Pe el nu l-a deranjat. Este momentul când scrie foarte mult. Din dosarele de securitate pe care le avem la îndemână, știm foarte clar că foarte mulți dintre frații ostași în primă fază au fost urmăriți de 3-4 ori pe zi. Cunosc un caz în care de 4 ori pe zi se dădea raportul. Un om extraordinar de sincer și de sensibil, altfel n-avea nimic de ascuns, care și-a crescut copilul și apoi nepoții pe mai departe în această verticalitate a cunoașterii lui Dumnezeu. Imediat după eliberare a păzit șantierul ca să poată să stea, să reziste noaptea în frig, rupea mici bucățele de lemn și când s-a prins că asta ar putea să-i fie socotită ca o folosire a bunului public în favoarea lui, a renunțat, degera efectiv noaptea ca să nu aducă niciun prejudiciu familiei. Mulți n-au făcut decât să împletească ciorap ca să poată vinde, atât puteau face. Te doare sufletul când descoperi în ce condiții au trăit oamenii aceștia și după eliberarea din temniță. Și au mărturisit în continuare. Iar fratele Traian n-a fost altfel. El este arestat iarăși în 56, după ce expiră pedeapsa de domiciliu obligatoriu. Se duce și ține o adunare la Vulcana Pandele undeva și acolo este efectiv părât de unul dintre membrii adunării, el și cu fratele Sergiu Grosu, care avea ulterior să fie exilat la Paris împreună cu Nicole Valerie Grosu, soția lui, cea care a scris
binecuvântată fi închisoare. Îi se cere, îi se pune în vedere că e necesar să se facă demersul pe lângă Patriarhie pentru a se legaliza aceea, astea. Da, și este interesant că fratele Traian merge și își cheamă oamenii de încredere, în care avea cea mai mare încredere, și îi pune să semneze pe o listă. Unul dintre ei, foarte tânăr în vremea aceea, același Ghiță Prescupescu, îi spune: frate Ghiță, dar ce? Gândește-te că din momentul când semnăm aici, noi suntem condamnați toți. La care fratele Traian a oftat: ce am știut că intelectualii trădează. Imediat s-a pus fratele Ghiță și a semnat. Au semnat pe an grei de pușcărie. Trebuie să spun că la un moment dat, în 59, în 13 martie, este arestat undeva, în 58 e arestat de fapt, după ce se mută săracul, trăiește la Sănicoară lângă Cluj, apoi la Călanul Mic, își găsește serviciul la combinatul siderurgic atunci când cunoaște o parte dintre oamenii care ulterior și paralel cu întâlnirea cu el au trăit inclusiv cunoașterea părintului Arsenie Boca. Dumnezeu să odihnească pe doamna preoteasă Ana Opră din Cinciș. Ea îmi povestea că îl știa pe fratele Traian, îl vedea pe secție, dar în aceeași vreme era de o rigoare și de o conștiință a muncii absolut remarcabilă. Și ce trebuie să subliniem aici, faptul că este arestat în 59, pe 13 martie, percheziționat din nou, arestat, dus la Cluj și anchetat de 8 luni în veciurile securității. Se ridică tot ce avea în casă, toate manuscrisele, toate scrierile. Și nu îi se mai înapoiază nimic. Anchetele aveau scopul de a-l constrânge să-i denunțe și pe alții. În 19 noiembrie, tribunalul 59, tribunalul militar, are loc procesul cu încă 23 de membri ai mișcării Oastei. Un lot despre care se vorbește prea puțin, în ciuda faptului că noi avem printre cărțile acestea și una despre înaintași. La câte cărți despre, avem pe aici? Sfinții noștri înaintași, una dintre cărțile frumoase care le avem la îndemână. Și la un moment dat apare imaginea aceasta în care el primește așa 16 ani de muncă silnică, 10 ani de unde? 10 ani de interdicție și confiscare a averii personale. Iar fratele Traian, lucid și conștient, se condamnă la muncă silnică pe viață în favoarea lui Iisus Hristos. Avantaj Traian Dorz. Adică cred că le-a dat cea mai bună lecție. În temniță, eliberat, oprimat, înjurat, bătut, a continuat să-L binevestească pe Hristos. Și să spun, din lotul acela n-a trădat nimeni. Aș vrea să vă provoc la o concluzie după următorul fragment scris de Traian Dorz. Oamenii cred că ei fac ce vor sau că întâmplarea face ce vrea cu noi. Dar adevărul este că mâna Domnului este cea care face ce vrea și voia Lui este cea care hotărăște totul cu privire la noi. Uneori, din cauza marilor încercări sau a puținei noastre credințe, dragostea Domnului ne înștiințează mai dinainte prin mijlocul tainic al visurilor, în timpul somnului când ființa noastră se desparte cel mai ușor, în cele două mari părți ale ei, trupul și sufletul. Duhul Domnului înștiințează duhul nostru cu privire la câte ceva ce ne așteaptă în viitor. Dar înștiințarea aceasta se face atât de tainic și de frumos, încât înțelegerea noastră dezleagă această taină numai de la jumătatea ei spre sfârșit. Totdeauna însă în timpul destul de potrivit, pentru ca bucuria noastră să meargă mereu crescând, pe măsura limpezirii pe care ne-o dăruiește vremea și Dumnezeu. Mai mult de atât ce să spui și mai mult decât să spui că toată mărturisia fratelui Traian este ocrotită de o cunoaștere a părinților bisericii și a învățătorii de credință a bisericii ortodoxe. Mie mi se pare fundamental că în 83, în ciuda faptului că fusese trimis cu deținuții de drept comun la Satu Mare, pentru că i s-a pus în cărcă un dosar penal de data aceasta, în 83, în 7 ianuarie este grațiat la presiunea organizației Amnesty International și mai mult decât atât. Asta trebuie să spunem. Pe 15 iulie 86 primește un telefon din Statele Unite ale Americii și dă un răspuns favorabil României în problema clauzei națiunii cele mai favorizate. Oamenii ăștia nu și-au trădat niciodată țara în ciuda regimurilor politice care au condus țara. Poate că e lecția cea mai de preț pe care Traian Dorz ne-o dă. Nu contează cine conduce România. România e România, e inalienabilă oricărei conduceri. Și poezia lui vine să ne spună aceasta. În 88 reușește să facă o întâlnire jubileu la 100 de ani de la nașterea părintelui Iosif Trifa, născut la 1888 de fapt. E foarte important și el repune pe harta Oastei Certege, Sibiul, ba chiar Alba, localitatea de naștere a părintului era Certege din Munți, de unde e școala, nu foarte aproape. Dar, mă rog, în 89 se stinge, la 20 iunie, în ziua în care noi, cu ajutorul colegilor noștri de la Trinitatea, transmitem această emisiune, care nu se vrea emisiune. Se vrea doar un semn că unii oameni au trecut cu demnitate și că biserica e alcătuită și din laici. Din laici strașnici, din laici care pot face minuni în mijlocul poporului. Cine știe, poate că Domnul va mai îngădui să vină vremuri grele
în care li se va cere celor credincioși renunțarea la viață și la tot. Omul renunță, cum a spus lui Iov, Satana. Omul renunță la toate, dar nu renunță la viață. El a renunțat și la viață. A când ajungi acolo, renunți la viață. Până nu renunți la viață, până atunci ești un invins. Când ai renunțat la viață, atunci ai trecut din viață. Și simt că tu ești prețul izbânzilor divine. Și aștept să vin altarul să-l văd cerându-ți-l. Când gloatele sărmane tânjesc spre dezrobire și pentru a lor salvare se cere un preț amar, eu simt că tu ești prețul frumoasa mea iubire. Tu ai să arzi ca alții să ajungă în stări de har. Atunci și când veni va Hristos în strălucire cu răsplătirea celor ce-au ars cu El pe altar, răbdarea ta smerită, frumoasa mea iubire, va fi între ai lui podoabe, un scump mărgăritar. Amin.